Salut, salut! Aici este Alex Fuego, bine ați revenit la un nou gameplay, la un nou video. De data asta suntem în The Crew, după cum am obișnuit, unul dintre jocurile mele preferate momentan. Și mă bucur să vă anunț că de data asta nu sunt singur, alături de mine este... Alex, salut! Alex, băiatul cu Mustang-ul, e Dodge, nu e Dodge, nu? Nu, e STR, din câte am văzut pe mașină, sau SRT, ceva de genul. Cred că este un Dodge. Dacă nu mă înșel, STR, în fine, are o mașină, are un level mult mai mare decât mine, după cum veți vedea și voi, are level 10, eu am level 3 și mă bucur să vă anunț că nu o să străbat toată America de unul singur. L-am pe colegul Alex aici alături de mine, care și-a oferit sprijinul de a mă însoți în această aventură a noastră. După cum știți, o să fie ceva muzică bună. Însă, nu o să fie genul de muzică la care vă așteptați, unele o să fie melodii întregi, altele pur și simplu sunt niște beat-uri, niște câteva minute dintr-o piesă remixată, ceva remixuri mai bine spus, așa că sper să vă placă muzica pe care am ales-o pentru acest gameplay. O să avem de mers, momentan suntem în Detroit, locul de naștere al nostru. Alex și Anet, o să ne îndreptăm spre New York. Aoleu. Să vedem unde este cel mai îndepărtat colț din New York. Ce? Da, cum? Mergem la cel mai departe. Păi mergem din New York și după aceea fugim spre partea cealaltă. Vezi unde spre scrie... Miami, bă, Miami. Nu vreau Miami, prima dată vreau să merg de-a dreptul. De dreptul din New York până în până în San Francisco. No, bun. Deci vezi unde scrie New York? Da. Vezi puțin mai sus spre colț scrie Cape Cod. Puțin mai sus în dreapta de New York. Aproape de coastă. Da. Vezi unde lanterna aia la tine bate satelitul acolo? Da. Cape Cod, vezi că e, cum să zice, orășelul ăla mic acolo? Da, îl văd, dar nu... Zice Prov Mansion Town. Da. Ok, pune acolo Set Waypoint. Și cum se pune? Set Waypoint. Îi dai click? Gata? Da. Ai rezolvat, da? Stai să ies de mapă. Wow. Wow. Doamnelor și domnilor, se pare că suntem gata de pornire. Alex e gata? Ești gata, Alex? Da. Ce pot să zic, sper să fie o aventură frumoasă, chiar dacă ne mai bușim. Adică eu mă aștept la el să nu se bușească, însă are level 10, are punctaj mult mai mare ca al meu. O să rămâne de văzut ce se întâmplă pe traseu și cine se descurcă mai bine pe șosele. Vă durăm o vizionare plăcută și mai vorbim pe parcurs. Let's go! Hey! I'm gonna go.
trigger. Down like some liquor, down like a stripper at the bottom of the pole, like Stone Cold Mister. Pulling on my chain gave me rose gold blisters. And I don't even throw money in the air, I'd rather watch your money disappear. I think Blu-ray, see it all crystal clear. Play the game foul like there's no officials there. Some rappers just on the reactors. Sound hot minus the fraudulent factor. Some say that I'm next up and I agree. Subtract the hate and admire me. I make the paper like clockwork. Won't stop till I'm skull and bones like a rock shirt. Give me the cash, you can hold the crown. Cause everywhere I go, they know I hold it down. Everywhere I go, they know I hold it down. Everywhere I go, they know I hold it down. Everywhere I go, they know I hold it down. Everywhere I go, they know I hold it down. Everywhere I go, they know I hold it down. Back with the heat rock, yeah, I made the beat rock. I was born high, I don't need a detox, I was born fly. Look up at your sheet rock, did you get it all? I'm the fly up on the wall. Tiger out the cage, loony on the loose. Watch the Scarface and the boonies on the roof. Some rappers swear that they Tony in the booth. Till they discover one of their little homies in the noose. Oof, me, I stay authentic to me. Y'all fools a bit eccentric to me. You Forrest Gump dummy rap, Skidmore Fundy rap. Who me? Shoot, man, I'm Donald Trump money rap. I got it all in the business plan. I'm the truth for real, no witness stand. Give me the cash, you can hold the crown. Cause everywhere I go, they know I hold it down. Nice driving! Frumos, când nu spun acum. Mă bucur că nu ne-am făcut de râs până acum. Wow! Oh, fuck! Karma! Karma, it's a bitch și să nu vă bitch. A mea nu pățe nimic. Aoleu, ce-s cu frânele alea, frățiorul meu? Ce frumos! Ce mi s-a părut amuzant că... A mea nu pățe nimic. Mi s-a părut amuzant că am zis că... nu ne-am bușit până acum. De unde ești, mă? Unde ești? Păi m-ai băgat în parapeți. M-ai băgat în parapeți și partea amuzantă că zicem... Nici a mea n-a pățit nimic, nu e zgâriată sau ceva. Și... mi se pare amuzant, tocmai când ziceam că am mers atât de bine și totul am mers ca pe... ca pe apei. Tocmai atunci a fost momentul când ne-am bușit. Da. Însă... Hai să luăm puțin off-road, te ține? Păi nu știu... Nu prea știu drumul, nu știu cum să urmez drumul. Știi tu până acolo? Sau... Ok, puțin off-road, nu strică niciodată. Let's go! Mi-am belit mașina. Easy! Am luat o grămadă de bani pe ea. Jesus Christ! Ce-i pe aici? Ai făcut vreodată așa ceva în viața reală? Nu prea. Aoleu, amuzant! Uite cine e. Ce-i aici? Off-road, tată, off-road. Nu știu cât mai avem până acolo, mai aveam mult? Ia fă o oprire puțin pe dreapta. Hai să vedem dacă mai avem mult. Wow, mai avem ceva. Uite-te la botul, la mașina mea. Mai avem puțin. Până acum a fost foarte amuzant, nu știu. Hai de tot off-road, hai. Tot off-road? Da, iau-o în dreapta. Nu cred că mai vreau off-road. Mai băgăm un off-road? Haide. După tine, prietene. Dacă e ceva belele, mai nu-ți în față. Vezi, la copac. Mersi! Uite aici au ufruc. Hai.
drift, drift. Merge, merge. Porumb de fier, tata. Uite, din far spart, nu vezi nimic. Hai la șosea. Wow, wow, foarte bună ideea cu off-road, a fost o experiență foarte super. Și ce-mi place foarte mult la jocul ăsta este că pur și simplu nu ai nicio limită pe unde ai putea să te duci, ce ai putea să descoperi, landscape-urile, ai descoperit multe din ele? Da, auzi, Fuego, da? Dacă tot mergem în New York, eu am o misiune acolo să întunez mașina, stai să mi-o fac? Sigur, de ce nu, dacă tot este în drumul nostru, de ce nu? Ok, ok. Auzi clansonul meu când declansonez? Da. Și chiar mergi bine, spre surprinderea mea chiar mergi bine. Știu. Totuși ai avut și un timp mult mai mare de a te juca față de mine. Da, 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 da. La început eram varză. Oh, stai liniștit, uite la mine în gameplay să vezi ce era acolo. În primul gameplay. Cizmă! Cizmă total! Tu pe drum. Wow, de capul meu! Opa, veste poliția în față. Mi-am ales Nissan-ul, cum am mai spus și în video precedent, că m-ai întrebat-o de ce am luat mașina asta. Pur și simplu mi s-a părut cea mai bună în test drive. Când ai fost prima dată acolo, ai testat toate mașinile? Nu, eu am văzut asta care power-ul mare, am luat tot, știi ce merge asta, n-ai trebuit. Merge foarte bine, recunosc, era foarte puternic, am simțit și eu asta în video și în test drive-ul care l-am făcut atunci. Însă ce mi-a plăcut mie și ce m-a surprins foarte mult, aveam foarte mari probleme la viraje în curbe. Și am văzut că Nissan-ul ăsta este mult mai, mult mai bun în domeniul ăsta, la viraje și la curbe. Și e de drift. Și din cauza asta, pur și simplu aveam foarte mari probleme cu virajele. Poliția. Și cu ce viteză trebuie să mergem aici? Păi habar n-am, dacă ți apare cu verde, seamnă că e bine. Ce să mi-apară cu verde? Clicănitul ăla. A, e cu verde, da. Hai că n-ai cum să mergem cu 5-60 pe autostradă, ce dracu. Hai, du-te-n față. Hai că merg cu suta pe aici. Mi-e frică să nu-mi ia permis. Opa, mai ușor, mai ușor. Mai ușor. Fuck the police, bitches! Ne-a luat. Fuck the police! Wow, cât de mare poate să fie jocul ăsta. Nici măcar n-am ajuns la locul de plecare spre cum îi ziceam la orașul ăla? Unde vrem să ajungem? Un oraș micuț. Nu, dar nu, de aici e de abia plecarea spre traseul cel lung. Și cred că la locația unde vom ajunge acum o să închid și eu episodul, deoarece nu mă așteptam să fie chiar așa de mare jocul. Nu mă așteptam să fie un traseu atât de mare și îmi pare foarte, foarte rău că nu am timpul necesar să admir și eu peisajul ăsta. Sunt foarte concentrat la condus. Scuze.
nicio problemă, că m-am mortărit. Dar aici văd că e foarte multă poliție. Ciudat, ciudat, mai multă decât e în oraș. Am mai văzut câteva mici glitch-uri cu mașinile care apar din senin, ai văzut? Ținând cont... Ai făcut ambuteiaj. Regulat mai moale. Se pare că tu nu știi să conduci cu viteza redusă. Cred că asta e problema ta. Da, la mine asta e problema, la mine viteza. Wow, trenul! Super! Primul tren care îl văd. Și schimbul ăsta de anotimp e foarte frumos. Fuck! Wow! Se pare că... E un stâlp mai mic. Wow, ce frumos arată. Mai ne oprim și noi, mai admirăm și noi peisajul ăsta. Cine știe că mai trecem pe aici? Foarte frumos. Îți dai seama să faci asta în viața reală. Hai aici, o să vedem. Ce ar însemna să faci chestia asta în viața reală? Cu un prieten. Ar fi ceva incredibil. Uite. Super. Pur și simplu, incredibil cum arată jocul ăsta. Au făcut o treabă incredibilă, da, da, da. Și ținând cont că este de-abia în beta, o să las pe ei, pe subscriberi, pe cine urmărește video, să-și pună părerea în funcție cu asta, dacă își merită banii sau nu. Sigur. Au făcut o treabă incredibilă, pur și simplu că este open world ăsta în care poți să colinzi pe oriunde. Majoritatea timpului asta mi-a plăcut mie cel mai mult la un joc, nu în general, nu neapărat racing. Tu joci din tastatură acum? Da. Eu joc din control, vezi ce înseamnă? Uite așa, mențin viteza constantă. Am trigger de la... Eu ce pot să zic, mult mai mult de atât te apreciez că joci din tastatură și se creștoase, n-aș putea să joc jocul ăsta din tastatură nici să mă bați. Am încercat și eu să joc din tastatură. Sunt farus de volan. Și am volan, însă contează foarte mult și volanul. Am o panoramă de volan care mai m-am hrănit eu cu el așa din când în când, însă nu-și face treaba absolut deloc, e o prostie și o panoramă. Am văzut volanele alea care chiar se merită să le iei. Wow, wow, mamă, ce ai făcut la mașina asta? Mamă, cât a zburat în aer, să vezi în video cât s-a dus. Vai de capul meu. Cel puțin faci spectacol pe jos, ia. Iisuse, dar mare mai e harta asta și nici măcar n-am ajuns acolo. Mai e, mă, mult... Eu vreau să mă duc în Miami, neapărat. În prin Miami? Da. Cine știe, poate... O să ajungem și pe acolo în videourile care vor urma. Cu siguranță o să vreau să văd toate orașele importante, cât și să prind toate landscape-urile, să vedem despre ce este vorba și acolo. Da, dacă ai prins toate chestiile astea, la final îți dă de la pentru mașină, să ți-o faci mai puternică. Da, am înțeles ceva, că îți primești upgrade-uri în funcție de ce faci în joc și de ce descoperi, ceea ce este foarte bine, îți dă un intuitiv mult mai mult să colinzi. Wow. L-ai văzut pe ăla cum s-a băgat? Da, era să mă ia. Moartea pe șosele. Hai să o călcăm puțin pe coadă. Nu cred că mai avem mult, uite, orașul principal. Și cred că ajungem. Ui, frate, bă, e un... Wow. Făi, m-a luat după tine și te-ai făcut brusc dreapta. Și eu n-am mai văzut că vine mașina din față. Că trăiești în veți, te trebuie neapărat să fii mai atent, trebuie să anticipezi, nu trebuie neapărat să faci viteză. Eu în general în gameplay-urile care le fac cu tine, în general care fac gameplay cu seria asta în care colin și descoper, nu înseamnă neapărat că trebuie să merg cu viteză, trebuie să merg cât mai frumos și să iau toate măsurile necesare cât să nu fac un crash.
Atâta timp cât avem șoseaua aia liberă, cred că acolo merge foarte bine să, să-i dai viteză și să nu bușești alte mașini. Aici nu mai bușezi nimic. E la dobarătură? Da. După, se pare că tu ești unul dintre playerii care o să joace foarte mult pe off-road, am impresia. Da. Am dreptate? Da. S-a văzut, s-a văzut și se, se va mulipsi și la mine, am impresia. E super să vezi noroiul pe mașină. Da, au făcut, ce pot să zic? O treabă de nota 10, nu pot să zic mai mult de atât. Dacă ar exista o notă mai mare de 10, cred că le-aș da o. Nu trebuie neapărat mașină de off-road, că asta nu mai are tare pe off-road. Wow! Am impresia că... Cred că o să dureze... Crezi că durează mai mult de 40 de minute să faci... Nu cred că durează mai mult de 40 de minute, n-are cum. Apar, nu. După tine, așa, o impresie. Ce s-a părut ție posibil. Distanța pe care am făcut-o de la Detroit până aici? Apar, nu, am făcut destul de mult. Cred că o jumătate de oră lejer o să ne ia până, până când ajungem. Sigur. Ai grijă cu, cu tipii ăștia, cam au tendința să iasă așa de nicăieri. Da, au ieșit acum în fața mea. Au ieșit. Și cred că prima parte este pe, este pe sfârșite, deoarece ajungem din ce în ce cu pași rapizi spre locația, spre locația dorită, unde începem, Jesus, sper că nu au fost copchini. Mașina aia. Uite, la spatele tău. Am venit pe off-road. Mai avem foarte, foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Se pare că bărcile sunt pe apă. Noi suntem pe șosele. Totul e cum trebuie să fie. Foarte puțin și ajungem la locația. Așteaptă-mi și pe mine. Ia că... Am luat piciorul după accelerație. Merg cu o viteză constantă. Ai ajuns? Da. Se pare că de aici este, este locul unde, unde o să plecăm. Am văzut restaurantul ăla, se vedea cât de să ajungem la el. Să, să ne parcăm puțin. Ia să vedem. Aici este orășelul. Wow, super orășelul făcut. Mă întreb cât de am ajuns? Wow, super, am ajuns. Haideți să mergem la turn aici. Ia să vedem pe unde putem să luăm noi ușor. Aici se pare. Bună ziua, bună ziua! Ia să vedem ce se întâmplă aici la turnul ăsta. Wow. Super locația unde ne putem să plecăm spre marea călătorie. Și domnilor și domnilor, aici se termină. Hai cu mine. Hai. Ai văzut ceva? Hai cu mine. Ai văzut ceva frumos? Măcar aici se termină astea. Se termină prima parte. Pe mal? Dacă... Pe mal. Pe mal la bărcuțe. Are plajă? Da. Are plajă. Ce pot să zic? Super. Super aventură. Super partener. Super călătorie. Super muzică. Wow, uite aici, în dreapta. Eu sper puțin mașina. Da. Wow, intră și în apă. Incredibil. Ca întotdeauna, Alex Fuego vă mulțumește că l-ați urmărit. Revenim imediat cu partea a doua și călătoria cea mare spre... spre, cum se numește orașul, goddammit. Nu este New York, San Francisco, suntem, noi suntem la New York, o să trecem de aici, o să trecem prin New York și o să ne îndreptăm fix spre partea cealaltă din dreapta, spre West Coast, spre San Francisco, o să fie ultima noastră locație. Doamne, tare mi-e frică că o să ne ia mai mult de o oră. Însă, sunt polmolit.
Însă asta rămâne de văzut în partea a doua. Ce o se întâmple pe drum, ce o să mai vizităm și ce fel de muzică o să ascultăm, asta o să rămână de văzut. Până atunci, vă urez eu și Alex o zi bună în continuare. Ne vedem în capitolul următor. Bye bye!